Da, bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că dacă vreți să vă cumpărați un cont de Steam sau să vă vindeți un cont de Steam, aveți site-ul steamaccount.us, aici puteți găsi o gamă largă de conturi, deci foarte multe conturi de CSGO, dar și conturi de Steam în general care au mai multe jocuri. Aveți primul link din descriere, băieți, hai să trecem la episod. Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seria noastră de Overwatch. Am vorbit cu băieții de la GetRekt și mi-au mai dat aici subscripție la cheat ca să pot să filmez seria asta cu Overwatch. Și pentru cei care nu știu sau sunteți noi pe canal, în seria asta de Overwatch noi practic facem Overwatch-uri, dar folosim această funcție super șmecheră de la GetRekt Overwatch Revealer și putem să le vedem profilul tuturor celor care joacă cu codatul în meci și profilul codatului și putem să intrăm să vedem etc. etc. Și dacă vreți o să vă las din episoadele următoare și profilul codatului în descriere, nu știu exact dacă o să fac chestia asta pentru că ultima dată când am făcut chestia asta v-ați dus și l-ați înjurat în comentarii. Dar vedem, poate o să punem. Hai să ajungem la acest episod, băieți, 1500 de like-uri. Aveți și canalul lui Seki în descriere și el face legit taking. Dați acolo un subscribe și hai să trecem la Overwatch. Ia să vedem ce zici, o să aibă coduri ăsta, bă, Seki? Da, dar nu cred că bagă spinul. Bă, spinul nu știu, dar legit ar putea să bage acolo un pic de legit boot. Ar putea. Pe Mirei jucăm astăzi, oh my god, băieți. Și dăm Overwatch Revealer. Și când am activat, bam, bam, au apărut profilele. Mamă, uite ce... Mamă, external.za. Mamă, tu vezi ce... hai să activăm și ăsta. Ok, suspectul nostru până... Mamă, uite cum îl cheamă, ce... Mamă, hai să vedem profilul lui. Hai să dau un pic Overwatch-ul pe pauză, să ne uităm și la profilul lui, pentru că asta este tactica mea de până acum. Intrăm aici, ăsta-i, mă. Fir, ăsta, băi, eu nici nu-l văd. Ăsta, cred că demon ăsta. Bă, care-i, mă? Penultimul. A, penultimul, uite, nu l-am văzut, bă, mersi, bă, frate, bă. Mamă, level 20, mamă, ce profil avem aici, bă, băieți. Are screenshot-uri ceva cu coduri? Ia să vedem. Are numai screenshot-uri cum a banat el codați, aparent. Dar screenshot-uri cu coduri nu pare să aibă. Haideți, dăm start la Overwatch, bă, băieți, să vedem, bam, bam. Cum zice un mare maestru al Overwatch-ului, bam, bam. Sau cum zice el, mamaie, mă. Hai să vedem, bă, băieți. Bă, până acum nu pare nimic suspect. Hai să vedem dacă dă un tap de la frumos sau ce. Mamă, mamă, ce movement. Ce movement. Nice, one tap, i-a dat la tick, one tap. Băi, nu știu, ăștia de la... au profilurile super regi, adică nu știu. Mie așa mi se pare. Au profil de codați, mamă. Cred că e un pic de legit boot aici, băieți. Cred că e un pic de legit boot, nu știu ce să zic. Tu ce zici? Cam... nu știu, pare așa. Hai să vedem, nu știu, nu, eu nu trag acum, eu nu... Mamă, frate, joacă băieții. Nu știu, eu cred că o să se activeze. Pentru că, uite, 2-0 pentru Tero. Și eu cred că ăsta o să se activeze să le dea combe un pic la băieți. Probabil. Dar nu sunt sigur, bă, băieți, dar... Mamă, am crezut că i-a dat tap la ăla. Da, și eu la fel. Hai să vedem, bă. Ok, și runda este câștigată de, de cei de la City. Bă, nu știu de ce. Eu, când am început, de când am început să nu mai postez așa în fiecare zi, nu mai am așa hype-ul la mine, nu mai pot să vorbesc repede, nu știu de ce, deci habar nu am. Ia, mamă, e doar unul. A, mamă, la dă, fii atent aici ce flash are în el. Sau smoke, ce-o, nu, a dat flash, ok. Apare, nu se duce pe mid, unde sunt toți. Stă aici, a, ba da, mă, uite, se uită, bă, bă, ia, mă, că le are suspectul nostru. Mamă, dar nu înțeleg ce tot se schimbă el așa armele. Hai să vedem, îl știe, ok. Bine, deci știu, îl știe, dar hai să vedem dacă îi dă un prefire ceva. Mamă, dar nu face nimic, mă, fira nostru. Nu vrea să facă nimic, mă. Bă, ăștia cred că se știu unii pe alții. Mamă, ăștia se știu unii pe alții, tu ai văzut? Da. Ăla din teren, nu știu de ce, am, de ce aveam, da, impresia. Nu, codul. Bă, nu e o sărit, dar eu tot cred că are cod. Nu știu de ce am impresia că are cod. După numele ăla, după poza aia așa. Bă, de aim nu, dar așa un ăl, un radar, eu zic că... Bă, nu știu, îl știa pe ăla din rampă că l-o omor pe coechipierul lui, știi? Dar uite, stă camp, da. Verifică, Nu știu, acolo din screenshot-uri am văzut că are global. Da, e că putem să le vedem și rankurile, de ce sunt eu așa de prost? Ia să-ți un pic să ne activăm aici. Să ne activăm... unde-i reveal ranks? Nu știu dacă îl vezi. Show competitive ranks. Uite, da, mergi la global, vezi, are global omul. Da, da. Deci s-ar putea să fie și bun, dar... a pus, da... Uuuu, cum s-a dat de gol, băi, băiatule, băi. Ai văzut ce și-a dat wall-ul de gol acolo, băi, băiatule, ce free fire. Băi, nu se poate, băi, băiatule, ce Free Fire a dat acolo. Hai să zicem că a fost bulan, deși... Mamă, ce oameni, fii atent aici. Fii atent aici cum îi zboară, mamă, gata, s-a dat de gol, gata, s-a dat. Na, nicio șansă, bă, băiatule, mamă, s-a dat asta. Mamă, dar tu vezi că cred că are și nou recoil dar pe AVP. Frunte, da. Are și nou recoil pe AVP cu aia, i-a tras sinta automat în jos. Băi, băiatule, băi, are nou recoil pe AVP, mă, omule. Că nu cred că stă să dea flick la fiecare. Da, păi, dar nu, nu-i faza de flick, dar îi trage automat ținta în jos când trage.
Asta nu e chestie pe care o face un om normal, Drecu. Se tragă de țintă în jos după ce trage. Hmm, suspect. Hai să ne mai uităm la următoarea lundă, dau aici un X4, să vedem. Băi, eu tot, eu cred că are și aim și wall. Are aici omul. Ia uite, mă, în aceeași poziție. Uite, 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 frate, ce da, pe el. Da, l-a urmărit prin perete, a fost super super suspect. Ia, uite, 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 mă, du-te, mă, de unde îl știi? Ioi, nici nu am fost cu ținta pe capul lui. No, stai clar că e coda, băieți, nu știu, hai să ne mai uităm la runda asta și cred că o să-i dau skip și o să-i dau care coduri. Wall shame, bunny hop n-am văzut să aibă, deci wall shame are 100%. Băi, băiatule, măi, dar să încerce să ascundă în halul ăsta, mă, și să nu reușească, băi. Ia să vedem. Ăla e low HP din rampă, un nade ar putea să-i dea. Are nade? Nu, n-are. N-are. Aoleu, doamne, când îl văd pe ăsta. Dar de ce nu-l văd? Tu vezi că în stânga acolo nu apare sau stiu ochior? Lily, demon, ba da, Firi, al treilea, doamne cât de dobitoc. Da, al treilea. Nu, că-s dobitoc la ora asta. Uite, știi, ești pe ăla din rampă, nu din rampă, din under. Nu mai știu nici pozițiile de când am mai intrat în jocul ăsta, nici pozițiile nu le mai știu, să-mi bat picioarele. Dar nu, ăsta are coduri, clar. O să vin acum haterii să-mi zică că a fost bulan, că n-are coduri. Bă, băieți, eu ca și codat și Seki e la fel, e codat, îți dai seama. Când joci cu coduri, îți dai seama când altul are coduri și încearcă să le ascundă. Deci, nu e chestie, sunt doi codați. Hai că dacă eu greșeam ceva, putea Seki să vină să-mi zică, bă, frate, vezi că acolo nu a fost așa de obvious, da? Vă zic eu, bă, băieți, că, na, e un cod aici la mijloc, e un necurat acolo, hai să-i dăm așa mai tare. Și am o să vină aia, bă, frate, tu joci cu coduri și banezi alți codați, fumă-mă de prost. Ia uite ce tapu și ala. Mamă, ce poate de răduc ai făcut. De-aia îmi zic băieții că să răduc, eu nu înțelegeam de ce. Veneau băieții pe live-uri și îmi ziceau, băi, răduc, când mai deschizi serverul manei? Mie nu știu, mie nu mi se pare că îmi seamănă vocea cu răduc. Hai să vedem, mamă, uite ce, ia. Inhuman reaction, na, eu cred că s-au enervat ăștia, da, s-au enervat. Da, 100%. Na, uite-te și tu, da. Nu, are și ei, mă, se vede că are și ei. Are legit boot, are config-ul făcut bine, da, are. No. Da, și da, wall-ul ăla e nesimțit rău. Da, wall-ul ăla e nesimțit rău de tot, mă, frate, la cont de global să strici din halul ăsta. Eu da prin peretele ăla de pe rampă? Sau nu cred că mi s-a părut? Nu, cred că trează la mișto. Da, trează la mișto, nu știu. Da, nu știu, cred că îl vede cu wall-ul. Dar na, oricum, e destul de obvious wall-ul ăsta. Uite și uite, mă, cum îi trage ținta în jos, mă, băiatule. Na, uite-te și tu, vezi, mi-i trage ținta în jos. La fiecare shot. Da, la fiecare shot îi trage ținta în jos, ăla e nou recoil, zic eu. Nice, hai să ne uităm la o rundă, că eu tot nu știu, de aș da și pentru all și pentru aim. Cu aim-ul nu sunt sigur, știți, cu all-ul sunt 100%, dar cu aim-ul ăla, uite, se duc toți pe B și el se duce pe B. Ha, cum am ghicit. Hai să vedem, dă un pic pe mid. Bunnyhub duce... nu are bună, mă. Da, Bunnyhub nu a făcut deloc, dar movement-ul mare, un movement de căcat, ăsta da. Nu știe să se miște pe hartă, băi, băiatule. Da, și joacă la global, ok, uite cum mi-a făcut ținta, du-te, mă, de aici. Ia zbura ținta, ia să vedem. Mamă, dar nu văd cursorul așa, dăm încă un pic de speed up. Bam, 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 trage gloanțe, random și runda cred că o să o câștige cei de la City. Cum i-am dat seama, nu știu. Da, o să-l omoare, o omoară pe ăla în B-side și gata. Oh, e pe short. Oh my god, uite, mă, ce scapă ăla, mă, băiatule. Și a murit, da, bă, băieți, oricum eu o să-i dau overwatch-ul la final, e clar, are și aim. Eu o să-i dau și pentru aim și pentru all, eu am văzut sincer și aim acolo. Are legit butare, configul destul de bine făcut, o să-i dau evident. Evident, insuficient și insuficient. Și hai să așteptăm următorul Overwatch, bă, băieți, să vedem dacă dăm de încă un codat. Bă, băieți, da, ne-a venit și următorul Overwatch. Ce zici, Seki? Hai să dăm cu presupus. Eu zic că ăsta o să fie un om 100% curat și o să-i dăm că nu are coduri. Tu ce zici? No, eu zic că ăsta o să dea mult mai tare decât primul. O să dea mult mai tare decât primul? Hai să vedem cine are dreptate. Eu zic că eu am dreptate. Mamă, iară mirei. Să vezi că e același cu aia. Cum ar fi să fie același? You're about to get fucked. Mamă, ce urât vă, bă, frate. Ok. A avut un flick. Da, și s-ar putea să aibă cod, dar e demo stricat aparent. Sau? Hai să-i dăm, wow. Găsu că l-are air stack. Ok, hai să-i dăm, nu pot. Dau atunci cu 1000x. Că din warm-up nu pot să-mi dau seama. Mamă, dar e cam încet, mă. Cam încet. Dar eu dat report din warm-up? Da, nu, da, mă, eu dat report în primele. Ia uite-l, mă, pe ăla. Uite-l pe ăla cu aia. Lasă Bihab, uite-l pe ăla cu spinul, dar și ăsta are aim, și ăsta. Mamă, cu aia ai avut dreptate, ai avut dreptate. Zici că se joacă în prime. Da, mă, ai avut pe ăștia la non-prime, cred că. Da, pot să văd, desigur că pot să văd. Stai să-mi găsesc ăsta. Uite, la non-prime, băi, ești nebunia. Care e a nostru? You're about to get fucked. Uite, primul, rank 2, du-te, bă, de aici. Ia, și-o lua bani, nu și-o lua bani până acum. N-are bani. Băi, băiatule, băi, cât de urât de ăsta, mă, frate. Mamă, ai avut dreptate, mă. Au avut dreptate, Siki, băieți. O dat mai urât ăsta decât primul. Da, ăla cu spin, bă, tu ce de-aia cu să mă zici de el? Ăla nu știu de el ce să mai zic, ia uite. Na, uite-te și tu, na, uite, na.
Na, uite-te, mamă, da. Dar le dă ăsta, e nervos pe ei. E nervos din prima lui odată și are și poze și cu un porumbel. Poza aia mi-aș salva-o eu pentru contul meu de rage, când dau rage. Băi, n-ai, cu ăsta, n-ai, nu dai cu ăsta. Îi dăm direct la final, băi, și cred că mai băgăm un Overwatch, că cu ăsta ce... Aia deja s-au pus AFK. Da, păi îți dai seama, s-au pus AFK din a doua rundă, n-au mai avut. Deci evident, evident și de bani, mi se pare că a făcut bani hub. Da, a făcut un început cu ăla pe rampă. Da, a făcut bani hub, mamă, bă, băieți, mă, direct, obvious. Și hai că mai facem un Overwatch, că, na, Overwatch-ul ăsta cred că de un minut a fost, nici atât. Gata, bă, băieți, ne-a apărut și al treilea Overwatch. A durat mai mult, cred că am așa, am așteptat vreo 5 minute și ceva după el, mă, să-mi bat picioarele. Nu știu, nu mai cheater pe CS, nu știu care e faza. Zici și tu, Sechiazi, are ăsta coduri sau nu? Eu zic că are și o să dea cu spinul direct. Mamă, pe nuke, ăsta dă cu spinul direct. Tu ce zici? Bă, spinul nu, dar un semi-rage, cred că da. Un semi-rage, nu știu, eu cred că spinul direct. Ma, e wingman. E wingman, băiatule, ia să-i să vedem. Ia să vedem. Are aim și wall. Și când credeam că scăpăm de codați, băieți, codați ăștia ce distrug ei jocul, futu-i în gură de bulangii. Hai să vedem, bă, băieți, dacă are... Mamă, direct dual beret, asta stai. Mamă, ăla mergea cu spatele? Nu. Eu cred că direct de toate și... Eram sigur, băi, băiatule, băi. Ăsta nu și-a luat bani. Mamă, da, măi, le-a dat urât de tot, dar urât de tot le-a dat. Nu și-a luat bani încă? Nu, e offline, dar încă nu și-a luat bani. What the fuck? Nu înțeleg. Cum, în fine, hai să vedem. Mă, ne mai uităm la două runde, cred că și gata, cam aia au fost, că ia uite. E mai ăla le e și frică să dea pic, mă. Bă, dar cred că și ăla de la ea are cod. Și ăla de la ea cred că are cod. Sau? Poate îl știa acolo, poate era poziția lui. Da, mă, băi, sare urât de tot ținta, băi, băiatule, băi. Băi, urât rău de tot îi sare ținta. Mamă, gata, a trecut acum la... Ca lumea rău de tot a trecut acum, nu mai nicio... Ia să vedem. Nici nu se... Ia. Are. Mamă! Cred că are cod ăla. Ăla s-ar putea să aibă cod confeca ăla și a murit. Bă, băieți, nu cred că mai are rost să ne uităm și la Overwatch. Acesta cred că e cam clar ce se întâmplă aici. Evident, insuficient. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod de CSGO Overwatch. Dacă mai vreți episoade de genul, dați și voi acolo un like să strângem 1500 de like. Dați un subscribe și la Seki, face și el legit technicship, live-uri și multe alte chestii. Și noi ne vedem data viitoare. Salut! Zici tu ceva, bă.